Directorul aeroportului din Bacău și-a prezentat ieri demisia pe fondul rezultatelor unui audit extern independent. Oana Chelaru a renunțat la funcție după anunțul companiei Wizer că își va închide baza de la Bacău. În aceste condiții, președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, a anunțat că aeroportul Bacău va fi transformat într-o societate de acțiuni. Traficul de pe aeroportul din Bacău a scăzut constant în ultima perioadă.